Bună ziua, știu mi-am găsit la profilul online cu exerciții de matematică. Ia, ma. Asta, a. Și asta. La geometrie. Asta e din... 8. 8. 0, 3, 1, 18. Și geometrie, da? Da. Te rog. Așa cum am mai făcut, inițiativa este a ta, eu numai cât te respect în tot ce faci. Fie M și N, două puncte pe bisectoarea unghiului, O, X, O, Y. Deci în ipotență, ce spune? Se dă unghiul fie X, O, Y, X, O, Y, unghiul acesta, și să notăm cu O, Z, bisectoarea, virgulă, O, Z, bisectoarea unghiului X, O, Y. Așa. Și pe bisectoare se găsesc punctele M și N. Deci M și N. Aparțin bisectoare. Da. Alo? O salut. N-am nimic. Timpul ăsta. Da. Păi da, eu sunt într-o lecție de matematică acum. Mă iertați. Da. M și N aparțin cu bisectoarea și este a lui O, Z. Așa. M și N sunt pe O, Z. Și N-A perpendiculară pe O-X. N-A perpendiculară pe O-X. O-X. Da? Este imediat O-X. Da. M-C pe O-X. M-C e perpendiculară tot pe O-X sau pe O-Y? Pe O-X. O-X, da. Bun. A și C aparțin lui O-X. A și C aparțin lui O-X. A. Și ce aparțin lui OX. Uite așa scriu, nu? Pe semne dreaptă lui X. Da. NB perpendiculară pe OY. NB e perpendiculară pe OY. Da. Și MD pe OY. Și MD e perpendiculară pe OY. Și M și D aparțin lui OY. M. Virgulă D, aparțin, B și B, da? Da. Nu, B și D. B și D, da? B și D. Aparțin lui O-Y. Să se demonstreze că AC este congruent cu BD. În concluzie, să arătăm că AC e congruent cu BC, BD. Cu BD. Parcă așa, nu? Segmentele acestea, să le punem paranteză de. AC congruent cu BD. Atât, nu? Da. Pornim de pe la treabă, demonstrația. Pentru asta facem figura. Vorbește, în timp ce construiești tu figura, nu mai construiești pe înainte. În timp ce construiești și eu merg cu tine. Suntem ca și la lucrare, ne mișcăm repede, învățăm să fim ce se face de eficiență așa în consum. În consumarea timpului. Deci, X, O, Y, unghiul X, O, Y. Apoi. Vom face bisectoare. Așa. Bisectoarea unghiului X, O, Y. Am notat-o noi cu? O, Z. O, Z. Ce face bisectoarea? Împarte unghiul în două unghiuri congruente. Și ce mai are? Ce mai are foarte important? Fiecare punct de pe bisectoare, fiecare perpendiculară, fiecare punct de pe bisectoare este la distanță egală de laturile unghiului. Da. Da? Adică dacă luăm un punct și noi avem aici de luat câte puncte aici? Două. M și N. M și N. Luăm aici pe M, să zicem, și undeva aici pe N. M și N sunt punctele de pe bisectoare. Da. Ce spunem mai departe?
Să luăm perpendicularea NA pe OX. Deci, din N ducem perpendiculara pe OX. Da? Adică, iată, aici este punctul NA, parcă zice, nu? NA, da. Perpendiculară pe OX. Notăm cu aici. Piciorul perpendicular, ziceam asta. De acolo n-ați notat pe OY. OY, da, poate. Schimbați pe Y cu X. Nu, no, uite, așa facem, nu? Lăsăm și așa, că te ducem și de acolo. Deci, N pe OX notăm cu A, da? Da. Bun. Și N pe OY cu D. Și MC pe OX. Da? Să terminăm așa, ne luăm ori. Și MC pe OX. Deci din M ducem perpendiculară și notăm cu C aici. Piciorul perpendicular. Apoi, A și C sunt pe OX, se vede. Da. NB pe OY. NB. Aici este B. Da? Da. Piciorul perpendicular și respectiv MD. MD din în partea asta. Am ajuns aici. D și B sunt pentru OY. Da, de acord. D și B sunt pentru OY. Pe OY. Și trebuie să arătăm că AC, AC, asta de aici, este cât BD. AC e cât BD. Știți, aveam bisectoarea. Noul ni s-a declanșat rapid și proprietatea aceea că MC e cât MD. NA cât NB, da. Asta le știm, și trebuie să arătăm că și CA este cât DB. Cum propui tu? Cum ai merge în lucrarea asta? Din OY a scădea pe BY și din O, OY, OY nu înțelege că așa Y. Asta este imediat OY. Nu poți să spui că Y este fixatul ca punct undeva. Doar a apărut B, a apărut D ca urmare a perpendicularelor duce. Dar OY și OZ și OX nu sunt limitate. Deci este nelimitat, semidepte. Nu putem spune asta. Păi vă încerca să le încadrăm în două triunghiuri. Pe CA și pe DB în două triunghiuri. Hotărâi. În ce triunghi ai dorit tu? OAN. Da, ca să punctez eu și să fie și mai clar, punct cu culoare. Deci asta e cât asta. Și tot așa de bine, A, N, cu... Așa. Și vezi, acum ce ne trebuie nouă? Să arătăm că CA, da? CA, să zic cu verde, să fie cât D, B. Asta e obiectivul nostru. Cum se face? Ce? A să-l prind într-un triunghi. Da. Ce triunghi? O, A, Z. O, A, Z, iar Z, Z. O, A, N. O, A, N. O, A, N. Deci triunghi O, A, N. Ce și cu ce triunghi? Deocamdată ce A este pe dreapta acolo, dar nu poți să spui. Dar eu merg pe mâna ta, ai zis foarte bine. O, A, N, în triunghiul ăsta și alt triunghi care ți se pare de congruent cu ăsta. O, B, N. O, B, N. Să ne facem calculul. În clipa în care vei arăta asta, din congruența triunghiilor ăsta, și sper să reușim. Ai unghiul de aici, ai și unghiul de aici și ai și ipotenuza, nu? Da. În final vine latul unghiilor, sau dacă zici ipotenuză, unghi. Da. Da? Și sigur o fi triunghiul complet. Ne facem plan acum, să vedem dacă merită să muncim. Asta e un lucru foarte important. Din congruența triunghiilor va ieși că toată latura asta da. Va fi cât asta. Da, da. Nu? Și OB este format din OD și DB. Și acum visăm. Toată asta am făcut-o. Adică e cât asta. Dacă aș reuși să arăt că asta de aici, e cât asta, visez acum. O să o prindem în triunghiurile O, C, M și O, M, D. De acolo vor fi... Din același motiv vor fi congruente. Va fi unghi latură unghi. Și ca și înainte. Și atunci și OC va fi cât OD. Da. Și cum toată OA era cât OB și OC e cât OD, scăzând așa, rămâne că CA e cât DB. Și gata treaba. Vezi?
Ce am făcut eu cu tine? Te-am invitat să vii lângă mine, cum spun și altă dată, cum spuneam și altă dată, ca să ne facem planul de lucru. Am spus, bun, ne ocupăm de triunghiurile astea. Avem șansă să fie, dar de la cine ajută? Și clar, ne-a ajutat să arătăm că o A toată e cât o B. Da. Pe urmă, încă n-am ajuns la cea. Și zic, dacă aș reuși să, pe orice să fie cât o D, gata treaba. Și simplu, ne ducem la aceste două triunghiuri și scăzându-le după aceea la apă, din toată asta scăd bucata asta și din toată asta scăd pe asta. Și cum ele, asta mare era cât mare și asta mică, cât asta mică. Ce rămân, bucățele sunt egale și ele. Dăm drumul la lucru. Demonstrații. Păi, nu l-am mai întâi spre compare. Da, fie triunghiurile. Fie triunghiurile. A-O-N. A-O-N, da. E triunghiul A-O-N și triunghiul. Și triunghiul A, nu, B-O-N. Deci fie triunghiul A-O-N. O-N. B-O-N. Și triunghiul B-O-N. Despre cele două triunghi spunem că au. Ia să vedem ce au. Au o latură comună. O-N latură comună. O-N latură comună. O-N latură comună. Așa. Apoi. Unghiul O-A-N este congruent cu unghiul O-B-N. O-A-N. Da? O-A-N. Congruent cu unghiul O-B-N. Și punem în paranteză din 90 de grade. Da. E din 90 de grade. Și suficient, da? Că atunci rezultă că și unghiul ăsta e așa și suntem în cazul de congruență fiind triunghiul de triunghice. Cum se cheamă ăsta? Ipotenuză. Unghi. Iu, da? Că tu trebuie să înțelegi așa. Ăsta fiind cât ăsta, asta e comună, ăsta e din 90 de grade, vine și unghiul ăsta cât ăsta. Sau putem spune latură unghi-unghi. Da. Latură unghi-unghi, nu? Da. Cazul care știe. Ipotenuzului sau tot atât ca să înțeleagă toată lumea, la drumul. Da? Și atunci triunghiurile luate în discuție, da? Triunghiul A-O-N. A-O-N este congruent cu triunghiul B-O-N. Cu B-O-N. Și fiind triunghiurile congruente, reiese de aici că și elementele celelalte sunt congruente două către două. A-O e cât O-B. A-O este cât O-B. A-O. Au ca segment, sau zicem așa, dacă zicem au cât o B. Trebuie cu paranteză rotundă în față. Pui așa? Da. Nu, păi asta e semidreaptă. Dacă pui egale, nu știu, îi puneți în segmente, când mai țin minte, cum e la voi? Când zici O, A, cât O, B. Noi când ne gândim la segmentul A egal cât O, B. Ca lungime, nu? Da, e cu paranteză dreaptă. Pui paranteză dreaptă atunci când îi pui așa în paranteză, trebuie să pui congruență. Da. Punem congruență, bine. O A cât O, A O cât O B. Am rezolvat asta. Mai trebuie și cu unghiul acel, dar da. Nu ne mai interesează. Și acum fie triunghiurile, fie triunghiurile care? O, C, M. O, C, M. Și? Triunghiul. O, D, M. O, D, M. O, D, M. Cele două triunghiuri, despre cele două triunghiuri, spui ca O. O mă latură comună. O mă latură comună. Așa. Unghiul O, C, M, cât O, D, M. O, C, M. Congruent cu O, D, M. Și din cazul ipot... Hai să mai trebuie să adorăm și unghiul ăsta de aici. N-am scăpat. Trebuia să vă spun că din ipoteză, că de-aia e bisectoare. Trebuia să adăugăm și că A, O, M, N, A, O, N, unghiul, A, O, N, e congruent cu unghiul B, O, N. B, O, N. A, O, N, congruent cu B, O, N. Ei, și atunci este ipotenuză unghi. Și dacă vrei să te duci cu latură unghi-unghi, vine ipotenuză, latură, unghi, unghi. Da. Acum, la aceste două triunghiuri, sigur că așa e, când zis la pe comună, unghiul acesta e congruent cu ăsta și mai și au și ăștia două, neapărat. Cromă cu ziomă. De nouă de care, da? Care? Cromă. Cromă, da. Cu O, D, M. Cu O, D, M.
O, D. Nu, D, nu, scuzați. Cu D, nu, O. Ești atent că știi ce se întâmplă? Eu merg pe mâna ta și chiar mi-au descoperit cineva niște greșeli undeva pentru lecții și au spus, domnul profesor, acolo s-a greșit, la minutul cu tare, nu știu ce, nu știu cum s-a greșit. Și sigur că filmul acela rămâne acolo, dar observația am primit-o cu drag și asta înseamnă că ei urmăresc cu atenție lecția. Deci, gra, tu n-ai făcut textul ăsta niciodată, dar ei n-au altă sursă. Tu ești aici direct la izvor, să zicem, da? Și noi avem responsabilitatea amândoi. De aceea trebuie să fii foarte atent, să nu greșim. Deci, că omul, cu de o mă. Și de aici rezultă conform, exact ca și înainte, ipotenuză unghi sau latură unghi, triunghiurile luate în discuție. Ochi, mână, cot. Ochi, mână, da. Congruent de... cu o, d, mă. Cu o, d, mă. Și de aici... triunghiurile fiind congruente, da. Rezultă că și... rezultă că și celălalt e... adică ce ne interesează pe noi. Adică o, c, cât o, d. O, c, congruent cu o, d. D. Și le punem unele sub altele, adică avem așa, OA, ia uite, OA e congruent cu, o avem aici rezultat, da? OA cu OB. Apoi, OC e congruent cu cine? OD. Cu OD. Trag linii și le scădem și atunci înseamnă cu OA minus OC. E congruent cu OB minus OD. Și rezultă că AC. Adică asta înseamnă echivalent, AC, spune că AC congruent cu BD. Congruent cu BD. Ceea ce trebuia să arătăm. Da? Terminat problema. Uite, dacă am făcut planul, am fost foarte atenți, am redactat. Deci nu facem lucrurile așa la întâmplare, ci funcții de... ne ajută sau nu le ajută chestia aceea? Așa tot, de una gândim în termenii aceștia, ca să avem șansă să... altă problemă repede. Și mai mult, da. Fie AC perpendiculară pe BD. Deci să dea un triunghi sau ce să dea acolo? Deci fie AC perpendiculară pe BD, AC intersectat cu BD egal cu M. Și DM congruent cu BM. Arătați că CA este bisectoarea unghiului BCD. Nu ne spune nimic de unghi. Să vedem. Citește încă o dată, suntem atenți și încercăm să interpretăm, să înțelegem problema. Fie AC perpendiculară pe BD. Și eu. AC perpendiculară pe BD. Adică ar fi două segmente perpendiculare. Nu? AC da. Și BD. Bun. AC intersectat cu BD egal cu M. AC intersectat cu BD egal cu mulțimea formată din punctul M. Adică eu și pornesc. Am să zic așa. AC și perpendicular pe BD, dar nu la mijloc, nu. Oriunde. Da? Uite așa. B, D. AC perpendicular pe BD și se interesează în punctul M. Deci în timp ce scriu aici, am și dat drumul la desen ca să văd, să mă lipesc de probleme, să o înțeleg. Da? Observ și tu, Mario, cam cum gândim problema. Deci nu suntem, noi nu știm ce vrea să spună autorul. Trebuie să citim cu atenție, o dată, de două ori, până când o înțelegem și după aceea elaborăm un raționament. Zicem? Și DM congruent cu BM. DM cu BM. BM. Aia n-am luat tot timpul. Mi-am ieșit. O secundă. Ce spune autorul? AM congruent cu MC? Nu. Deci spune doar că DM congruent cu BM. Bun. Corect. Eu tocmai mă feream de congruența asta, dar autorul cere să facem congruența, așa încât noi să spunem aici AC, B, D. Da. Corect. Și notez că BM
BM congruent cu DM. DM. Așa. BM cu DM. Arătați că în concluzie CA este bisectoarea unghiului. CA, așa. CA, bisectoarea unghiului BAD. BCD. BCD. Da. Și așa. CA, CA, bis, sectoarea unghiului BCD. BCD. Adică ce trebuie să facem? Păi e deja făcut. De unde știi? De ce zici? Pentru că am tras de pe perpendiculară pe latură din cele două colțuri și știm că... De ce? Ce motiv ai tu să spui că neapărat ce ai și bisectoarea unghiului? De unde știi tu că ăsta e cât ăsta? Când am cercat l-am unit, BC, BD fiind perpendiculară, când s-a unit cu ce a format... Noi atât aveam ca asta, da. Noi atât aveam în ipoteză, cât perpendiculare. Păi spune că CA este bisectoarea. Nu a spus, nu? Trebuie să arătăm. În concluzia asta. Păi asta e. Deci, noi știm că asta de aici e cât cealaltă. Egal. Deci acestea sunt egale. Și că asta e perpendiculară. E foarte important. Păi fiecare punct de pe... Deci avem ca asta, albastră, albastră. Da. Îndrăznește, că nu se întâmplă nimic, na. Tu trebuie să ajungi să spui că unghiul ăsta e cât ăsta. Păi nu spre comparație. Dacă le luăm spre comparație, cele două triunghiuri, ce au ele? Unul de 90 de grade, două unghiuri egale, două drepte egale. Deci asta e cât asta? Da. Și unghiurile... De 90 de grade este da. Unghiul B este CB. Atenție, n-ai nicăieri informația asta. Păi este un triunghi să cer. Nu știu. Hotărăște tu, dacă ai și tu argumente. Nu ne-au spus că B, C, cât, cât. Nu ne-a dat asta. Deci vreau pe cele două triunghi pe comparare, ai spus, da? Ce au ele? Ai spus asta e cât asta e dat în ipoteză. Munchi. Munchi. Și o latură. Care latură? A, M, nu știu cum, MC. MC e comună. Latura comună. MC și într-o triunghi și altă. Și sunt congruente. Și atunci gata, sunt congruente. Adică suntem în latură, unghi, latură. Sau altfel spus, catetă, catetă. Că fiind unghiurile de 90 grade, asta se cheamă catete. Cele două care sunt așa pe privare se numesc catete. Catete, catete. Sau, altfel, latură, unghi, latură. Și gata, fiind congruente, și le penetre și alții congruente și cu toată povestea asta e terminată. Da. Da? Hai, zici. Demonstrație. Și mai sunt. Așa. Deci amic a fost aici, da? Vernic. Și ce mic? AD și ce? Congruent cu AD. Cât? AD congruent cu AB. AD congruent cu AB. B. Adică să unem și asta. Da. Trebuie să arătăm și asta, congruent cu asta. Și punctul C, unghiul MDC cu MBC. M. D. C. M. D. C. Adică asta. Este congruent cu MBC. Cu MBC. E. Congruent cu MBC. MDC, congruent cu MBC. MBC. Ce părere ai? Nu-i deja făcut asta? Da. De unde? Din prima situație, când am arătat că trebuie să congruente, toate elemente sunt congruente. Deși unghiurile sunt două. E terminată problemă. Vorbim la treabă. Te rog, demonstrație. Și domnul profesor e foarte ușor și la trei stele. Da. În clipa în care începe să înțelegem, nu ne mai speriem de probleme.
că tu începi să înțelegi și ai curaj când nu se acoperi. Deci eu îți propun să luăm absolut toate problemele. Îți dă două probleme sau trei acolo, dar trebuie măturate toate. Așa crești. Așa ești sigur pe tine. Dacă faci numai ce ți se dă, da, e bine, dar nu-i de ajuns. Că, să vezi cum merg problemele. Eu le-aș lua în ordine, așa. Și ce, aici ar fi o frumusețe să vii cumva ce n-ai putut face. Da? Și atunci este extraordinar. Așa vreau. Acolo trebuie să ajungem. Ca să ai starea de bine. Și zici, mă, fie pe unghiurile care... B-C-M și triunghiul. Și triunghiul M-C-D. M-C-D. Despre cele două triunghi spune ca au. B-M-C-M-D. B-M. Congruent cu M-D. M-D. Da. D-M-C cu B-M-C. D-M-C. Congruent cu? Congruent cu BMC. BMC. Și că... din nou de gata, spunem, în paranteză, da? Și mai au ce? MC latră comună. Corect. MC latră comună. De aici ne iese că triunghiul luat în discuție, triunghiul BCE. Cazule. E congruent, da? Cazul latură, pe care? Un latură. Latură, un latură, corect. Primul latură de discuție, cu triunghiul congruent cu triunghiul? Este congruent cu mâncă de. Mâncă de. Triunghiile fiind congruente, rezultă că toate elementele sunt congruente. Adică, acolajul, cele ne luat în seamă, noi trei le-am prins, mai devreme. Mă, bă, că, unghiul, mă, bă, că. Congruent cu unghiul? M, D, C. M, D, C. Și era cu punctul C. Punctul C. Am pus punctul C, da? Deci da. Chiar așa. Rezolva punctul C. C. Așa. Și ce mai am? Și ce alte elemente? Și unghiul ăsta da, și unghiul B, C, M. B, C, M, sigur că da. B, C, M. Congruent cu? D, C, M. D, C, M. Adică, ce este asta? Punctual. Da. Asta înseamnă că ce este asta? Ce A bisectoare. Ce A bisectoare. Și a fost făcut și punctul A. Da. Acum? Avem B. Că ce l-am rezolvat? Așa. A D cât A B. Cum facem ca să venim la A D cât A B? Păi, trebuie... să le încadrăm două unghiuri. Așa. Două triunghiuri. Două triunghiuri, da. Acelea D-A-M. D-A-M, da, este. Și A-M-B. Și A-M-B. Și am terminat. Corect. Deci, zicem acum, fie triunghiurile. B-A-M. B-A-M. Și M-A-D. M-A-D. Despre ele poți să spui ca B-M-C-M-D. B-M. Congruent cu M-D. M-D. B-M-A are 90 de grade și B-M-A. B-M-A cu D-M-A. Deci B-M-A e congruent cu B-M-A e congruent cu D-M-A. Da. Așa, și punem pe 90 de grade aici. Da. Și am latură comună. Și am latură comună. Și atunci, din asta este că conform cazului tot așa. Latură în latură. Da. Unghiurile, triunghiurile. Triunghiurile blană. Blană. Și MAD. Combinăm cu triunghiul. MAD. MAD. Iar restul obiectelor, care sunt congruente, vor fi următoare. AB cu AD. AB cu AD. Asta întreba nouă. Cu AD, dar dacă încă mai vrem, ne putem spune blamă, că... Blamă, unghiul blamă. Unghiul B, A,
B-A-M, corect. B-A-M. Congruent cu unghiul? Cu unghiul D-A-M. D-A-M. De parcă îi bisectoare așa, de un an pe când. Da. Da? Și unghiul ăsta e cât ăsta. Și mai are și unghiul ăsta de sus. Da, adică A-B-M cu... A-B-M, tot am vorbit, A-B-M. Congruent cu A-D-M. A-D-M. Eu dacă ți-aș fi A-B-M cu A-D-M, dacă ți-aș fi cerut punctul D, să se reate cu unghiul A-B-C, A-B-C, congruent cu unghiul A-D-C, A-D-C. Cum ai fi făcut-o? A-B-C. Deci A-B-C, adică ăsta tot așa, e congruent cu ăsta tot. Cum ai fi procedat ca să poți... El aș fi încărat în două triunghiuri. Așa. A, B, C, C și A, D, M. Știam că A, B, C, A, A, B, C, A, B, C și A, D, A, D, C. Știam că A, C, latră comună. Știam că B, D, D, C este cât B, C. D, care? D, B, D, C. D? C, cât B, cât a fost demonstrat. Și A, B, cât A, D. Și aveam latră, latră, latră și a terminat. Vezi? Rapid. Sau, cum ai arătat mai întâi că unghiul ăsta e cât ăsta și unghiul ăsta e cât ăsta, suma lor cât suma lor. Da. Avem acolo tot. Da. Deci sunt mai multe variante, depinde multe orientezi, cum vezi, da? Deci, asta a fost funcțiune. Merg repede să vedem și cu... Că stă Mario așa la pândă. Și cu mine, când, cum. Acum. Așa, dar ne ducem și la Mario. Ce am făcut aici ca sinteză? Hai să facem și sinteza. Ce cazul lucru? De congruență. A fost cazul de congruență, triunghiul dreptunghice, triunghiul isoscel, bisectoare, nu? Hai să vedem. Sinteza o este. Am primit observații. Când am făcut și da. Și e vorba de triunghi isoscel. Cel. Apoi bisectoarea unghiului, bisectoarea unghiului. Am mai vorbit aici cazul de congruență. Triunghiuri, triunghiuri dreptunghice, da? Triunghiuri dreptunghice. Da, triunghiuri dreptunghice. Acestea au fost lucrurile care le-am avut în vedere. Să le spunem prietenilor noștri că... La revedere, sunt uitați să vă dați share, abonați, aproape... Sigur, mai și mai ales să spun la toți prietenii. Este esențial lucru. Astăzi am fost sunat iarăși de cineva de prin Bacău, care urmărește foarte mult lecțiile și spuneam, domnul profesor, să tot faceți așa, că ne ajutați enorm de mult. Deci noi producem o bucurie imensă părinților, copiilor, celor care intră, care știu să intre. Durerea mea este că nu se spune, nu se vorbește de la nivelul cel mai de sus. Există prof online. Ce bucurie mare le-am face tuturor. Dar încă mai aștept.